Și hai să vedem care-i treaba și de ce e gen, e un film de Crăciun despre, na, seara de Crăciun și miezul nopții. Se întâmplă ceva la miezul nopții, de nu știu exact ce. Din și toate astea e foarte, foarte creepy, așa că fiți pe fază. Exact. Bun, a, uite, cu seara de Crăciun, cu cadouri, cu toate alea. Ok, își pune cadourile acolo, totul frumos. Pare să fie o seară în familie, stai aici, patru. Da, sunt patru. Tare, cred eu că sunt trei membri al familiei și mai e încă o cană pentru moșul, teoretic. Ok, ce un bărbat. Cred că ăsta e tatăl, ar trebui. Tatăl, soțul, ceva genul. Soțul. Să vedem. El e foarte fericit, nimic. Are față de prost. Aici ce crezi, dragă? Plânge! Boys, asta plânge, asta e cam... Deci nu știu dacă ăsta e vreun psihopat, eu v-am zis că are față de prost, dar pe bune, gen, uitați-vă, are poate un zâmbet... Poate ceva, poate o bate sau... Da, nu știu, e ceva ciudat, deci până acum sunt doi, asta plânge și el n-are nicio reacție că plânge, e cam ciudat chestia asta, uitați-vă, nu e panicat că plânge nevastă sau... Că stă cu zâmbetul așa pe față. Ok, aaa, sunt doi copii, da, deci de-aia sunt patru. Uitați-vă, și ea plânge. Copii, nu. E dimineața, cum să fie dimineața, băi? E ajunul Crăciunului. E ajunul Crăciunului, băi, deci hai să vedem, femeia asta plânge. Ok. Cadourile au venit înainte, gen. Ok, boys, ăsta taică-s-o le explică că nu știu ce, că suntem așa de norocoși, că acum trebuie să deschidem cadourile de la Moș Crăciun și asta stă acolo și plânge, nu știu. Așa într-un colț. Nu înțeleg de ce copiii nu întreabă nimic, hai să vedem. Acum. Nu, de ce nu filmezi? Ba nu, de ce nu o filmează? Bă, dar de ce nu întreabă nimeni de ce plânge, băi, băieți, că mă întreb eu. Bă, ce se întâmplă? Ia. Good catch, amiga bandita. Hun, you wanna go upstairs and get the camera? Ok, eu trebuie să ia camera. Nu. It's tradition. Bă, ok, deci asta a zis că e tradiție, deci soțul ei, nu știu, e ceva suspect cu el. Pare foarte suspect, hai să vedem. Mamă, stai, duci, se duce din safe și ia camera. Mamă, are camera în safe, băi. Foarte panicat, nu poate să... Mamă. Am schimbat codul. Guns. Fără arme. Aaa, acolo avea arme, boys, nu avea camera. Cine ne-a ține camera save, a zis că a schimbat codul. Deci, boys, ăsta o ține într-un fel captivă pe aia, dar nu știu de ce, trebuie să aflăm. Nu mai pot să fac asta. Boys, bă, a zis băiatul ăsta că știu că vrei să se termine și că nu o să simțim nicio durere, niciunul. Dar ce durere, ce se întâmplă, boys, ce plănuiește băiatul ăsta? Care că deschid toată ideea, hai să vedem. Just not yet. Nu încă. Da, nu acum, da. Pus mâna pe față. You know, not even mad about Brad Winterman anymore. Whatever you two had going on. Ok, a zis că nu e despre un băiat Brad Winterman. Da, nu se simte prost. O să, bă, ci că o să-l omoare și pe Brad ăla. Nu știu, băi, băiatul ăsta a plănuit să-l omoare pe toată lumea. Băi, care are un plan ăsta diabolic din câte vedem. Da, o pupă pe fronte. Hai să mergem, ci că coboară cu camera, cred, nu? Da. Mamă, cred că avea cu uite, bă, da, eu nu știu de ce copil, bun, ăsta tăi că se vede păr că e psihopat, da, copii, de ce nu, da. Nu-ntreabă, de ce nu-ntreabă, ce se întâmplă, mama, de ce plângi? Da, copii chiar par fericiți dacă mă întrebă mine. Uite-ți. Da, normal. Ok, mama are ciocolată caldă. Ciocolată. A, aici nu ceva e ceva nasol? Rău? No, nu e nimic nasol, ce da. Se vede? Nimic. Păi iubesc? Aia, că vă iubesc foarte mult. Mamă, bă, deci stai că ăsta e suspect. Bă, sunt curios ce se întâmplă, bă, nu lasă să vorbească. How about we go ahead and open our presents now? Ok, vă rog să deschidă cadourile. Filmează. Să vedem ce-o aici. Femeia asta iarăși vine să plângă foarte. Ce a primit ce și-a dorit, probabil. Ok, a primit jucării. Da, normal pentru niște copii. Mamă, și aici pe iară să plângă.
Mama, acum cred că când o vede asta, se uită ură la ea. Doar atât? Stați că se întâmplă ceva, boys. Mamă, cred că se întâmplă ceva cu cana. Vrea să-i dea cu cana în cap, cred, fiți atenți. Hai să vedem. Ba, asta vrea, asta vrea să se uită la copii, se uită la cana, se uită la el. Probabil se dea cu ea în cap, probabil, dar... Mamă, hai, boys. Hai să vedem. Oh, a scăpat-o, stai, intenționat. Intenționat a scăpat-o, ia. Oh, bro, mamă, să vezi acum, taică se turbează. S-ai enervat? Ai zis că mama ar trebui să audă niște cântece de Crăciun. What was that I heard before about traditions? Butts up! Mamă, ăsta-i ține captiv pe ăștia, deci nu știu, e psihopat, dar bro de tot băiatul ăsta. Da, pare că și copiii sunt speriați de el, așa. Pune ceva muzică de Crăciun, cred. Nu, îi pune pe ei să cânte la pian. Ma. Că asta ești zis. What's mommy's favorite song, Squirts? Care e melodia preferată a mamei? Midnight Clear, adică cum se cheamă filmul. Silent Night. Și are și ea plânge, dar... Pare dar se întâmplă ceva, băi, trebuie să se întâmple ceva. Bă, pare că nici nu vrea să scape, și ce zic? Uite. Nu, eu cred că nu mai poate să scape, gen, și-a pierdut, are impresia că s-a terminat totul, gen. Da, gen, că și-a pierdut speranțele. Și-a pierdut speranțele, așa zic eu. Nu știu ce se întâmplă. Ok. Dar tu mai încearcă, dar... În balul de Crăciun... Haide, mamă, vină cu familia. Băieți... Intră și ea în chestia asta? Da. Nu, se duce altundeva. Asta iară se enervează. Nu se enervează. Ba, cred că o să-i lase doar... Aaa, i-a lăsat decât pe ei să cânte. Și pleacă după ea. Holy night, hai să vedem, boys. Ma. Mamă, ia stai să-i uita așa. Holy night, cred că e de-aia sfântă, noapte sfântă. Probabil. Se duce lângă ea. Să vezi ce dreapte scap. Sorry. Îmi pare rău. Vreau să fie perfect. Perfect. Ce face, o moară? Băi! Băi, și ce-i aia? Ah, bro, boys, cred că vine... Aerul vulcan, da, cred că venea... Bă, acum cred mi-am că dat seama. Era ea, venea așa. Apocalipsa, boys. Bă, și l-am judecat pe ăsta tot filmul. Da, exact. Bă, și de fapt se iubeau și asta era foarte speriată. Da, mă, și el cred că voia să fie totul bine pentru copiilor, gen, știi, să nu le simtă frica. De-aia făcea el așa, gen, mamă, bă, ce prost mă simt acum. S-au strâns de mâini. Se uită un altul, gen... Mamă, băieți, și o să se întâmple nasul, probabil o să moară. Băi... Da... Da, bă, a venit apocalipsa, asta era treaba, bă. Deci, el de fapt nu era personajul rău, el efectiv voia să nu... Da, așa, gen, să aibă un... Gen, copii, să aibă un ultim Crăciun fericit, știi ce zic? Mamă, deci a fost un film horror. Bă, a fost mișto rău de tot, dar finalul n-aș părău de tot. Deci mă așteptam să ăsta să fie vreun psihopat sau ceva de genul, așa se comporta, dar na, am judecat. Bă, zic, boys, să vedem care-i treaba. Hai. Let's go. Da-i acolo. E vorba despre un băiat, fiți să descrie ce am descriere, stați două secunde. Este vorba despre un băiat care îl caută pe fratesul care a fost dat dispărut, gen. Da. Cred că o să ne arate afișul, fiți atenți, imediat. A trebuit să ne-a dat afișul. Din Louis Norton. Pare că alergă niște polițiști pe cineva, ai văzut? Despre ce vorbeam? Okay. Da, alergă niște polițiști pe cineva. Da, de om vine am să ăsta, zice aici asta, să dăm așa puțin să citim, să vedem ce scrie. Nickname, zice ce înălțime are. E născut în 2009, abar, nu? Ok, hai să vedem. Mai puțin important astea. The Chippy. Da. Ok, sunt băieții ăștia, un grup care vorbesc, fumează, na. Da, exact, un grup de... Au toți cravate gen de la liceu. Da, poliția. Ok, pare să fie niște băieți din Anglia, normal, nu știu ce.
Boi, stăteți, ăștia vorbesc despre băiatul ăla care a dispărut. Care a dispărut. A zis că nu are un telefon și după l-a arătat pe băiatul ăsta cum sparge telefonul. Da. Seama că cere toate urmele, gen, știi? Da, da, da. Locul ăla, chica. Acolo e ceva, acolo e ceva în locul ăla. Chica, e ceva nasul acolo, hai să vedem. Păi ăștia astea vorbesc pe chestii nasoare, nu știu ce de acolo. Fac lume în trei, nu știu ce. Băiatul ăsta cam enervat. Îmi placă pe băiatul ăsta. Să se ducă să ia niște chipsuri. Hopa, a venit asta. Asta e fratele lui ăla fratele care a fost dispărut. Fratele care a dispărut, da, 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 da. Să o să râde alea că-i micuț. Ce o să faci tu? A, că vrea să ia locul lui fratele lui, gen a spus. A, ce mai probabil frate Su era în grupul ăsta pe prieteni, gen. Da. Fa mișto de Adidas și lui. Ia, păzi ia, popa. Ia la țigără? Sau ce-a luat din mână, că n-am observat? Nu știu, i-a zis să se ducă la magazinul ăla. Să se ducă. Mamă, cred că e o alegere bună pentru copil. Dacă fratele lui acolo a dispărut, se ducă și el. Dar se vede pe magazin așa că-i distrus. Într-o grădire abandonată la parterii, ciudat, e ciudat. Da, da, da. Mamă, știu să se uită așa, spune că... Se uită n-aș popor. Să vezi ce face. Mamă, eu nici n-aș intra aici, mă. Ce-i asta, bro? Asta mai merge, eu credeam că e abandonat. Ce băi? Și el cred că are aceeași părere ca și a mea. A venit poliția la prietenii lui? Da, și-a zis să plece de acolo. Mamă, uite, a intrat, totul s-a deschis. Băi, aici e ceva nasul, bă, las-o. Scrie acolo grăsime? Ia. O, ce urât e ăsta. Ia ce niște chips, da? Nu întâlnim comportamentul tău. Mă, de ciudat ăsta. Bă, de ciudat locul, vânzătorul, totul e ciudat. Ce vrei? Ce vrei? Ce-a zis? Caută pe frate său. La fel ca ceilalți. Uite acolo. Păi aia a prins poliția, aici nu poți să fii atenți la el. Vezi că poate ai fost tu? Mă! Mă, ăsta vorbește așa ciudarul de tot. Da, știi că chiar e posibil să fi fost el. L-a amenințat că i-a răpit fratele și a zis că mai ușor cu amenințările. Mamă, i-au plecat. Mamă, au plecat. Ok, cred că i-au luat ăla. Poliția. Face gen... Chips înseamnă cartofi prăjiți, boys, ca așa. Păi da, 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 da. Toată viața lui a fost liniștit și a ascultat. Mă uită ce ciudat vorbește. Da, e și foarte, mi-e creepy, mi se pare creepy doar din cum vorbește, știi? Uite, acum vorbește despre ăștia, gen, acum fița ne încearcă să-l convingă într-un fel că el are nicio treabă cu dispariția lui frate Su și zice să se îngrească la tovară și lui. A, băieți, dar cine se scuză se acuză, așa că... Aaaa, bă... A zis că el n-a putut niciodată să vorbească ca ei, vezi? Da, da, da. Se simte prost, face pe băiatul ăsta să se simte prost. Și într-o zi? Într-o zi a ajuns să fii bătrân? Asta își povestește povestea mea. Disperat, da, mie nu-mi pasă de povestea mea, vreau să văd ce a pățit copilul ăla. Se simt... 100%, având în vedere că a dispărut în chestia asta. Atunci când întunericul... Opa.
Băi, a fost top și-a povestit viața așa. Să știu acum mai dă astea. Și ca taximetriște. Da, exact, da, da. Eu dată zic gata. Nu? Gata, ca să nu? Mamă, un moment. Un picior. Știi că e ceva asta în cartofia. Ce da. Multă grăsime. Da. Uite, crezi că e acolo? Mamă, cred că s-a... Băi, eu sunt sigur că ai grăsime de om. E ceva ce da, speram să... Bă, 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 ia lui frasul! Bă, cravata! E cravata! Mamă! Știți că la început îți aveau cravată, pentru că eram prieten în grupul lor. Mamă! Și-a dat seama. Și l-am mâncat pe frasul. Și-a dat seama, băi. Cred că nu mai are timp să fugă. Sau? Sau, bă, da. Băi, ești nebun, deci... Băi... Mamă... Ce? Polițaiul l-a prins. Îndos... Am venit cu polițaiul înapoi. Chichi a zis la polițist. I-a zis la polițist ce s-a întâmplat. Da, dar cred că și poliția e băgată în chestia asta. A închis ușa! A închis ușa polițaiul! Ți-am zis că e băgată și e poliția. Se cunoaște cu ăla. Aia da din cap, e... O să-i facă și lui la fel, băieți. Mam. Bă, ăla din stânga e ăla care a spart telefonul la început, vezi? Exact, la început, din, da. Din dreapta, din dreapta. Ești la fel. Adică la fel ca frate-s-o. Ca fiecare generație de-asta de idioți. Trebuie să le dau clienților ce vor. Ce vor. S-a plăcut cartofii. Ce ciudat, simțiți, voi, what the fuck. Ăștia răpesc copii și fac cartofi prăjiți. Ești retard, toți, bă. Băi. Sunt, mamă, vine moșul. Mamă, vin toți ăștia spre... Tăi, mă, fă ceva, fuge. Ce-ți fac? Bă, trebuie să fac. Aia, deja l-au... S-a dus totul cu ce-i l-am prăjit pe al nostru, boys, what? Deci voi vă realizați că ne-am uitat la un film horror despre unii care răpesc copii și fac cartofi prăjiți. Asta e chiar e foarte ciudat, a fost și cringe și a ciudat. A fost ciudat cu reacție, vedem care-i treaba. Hai, vedem. De la alteri reacția, bun. Bă, deci din câte am văzut e vorba de un restaurant. Thank you. Atunci. De un restaurant care nu e ceea ce pare, boys, o să vedeți. La început o să pară ceva normal, însă după băiatul ăsta o să afle că nu e ceea ce pare deloc. Crystal's Dinner. Vedeți, are numai 5 stele, numai... Uite, numai 5 stele. Toată lumea zice aici, puteți să citiți că... Da, de câte am înțeles, e posibil să fie cică cel mai bun burger din oraș, de aia se vine aici. Cică asta ar fi și ideea. Și băiatul ăsta vine și el, vă dați seama că... Da. Uite, ăsta cică era vegetarian până a încercat burgerul ăsta și... Ok, ok. Aici. Scrie că e deschis. Dar nu-i deschis. Sunt doi oameni acolo înăuntru. Pare să fie bucătarul și o... Stewardeză, da? O spătență, da. Hey, excuse me. No! Mo. Hey, what's going on? S-a speriat. I was kind of hungry, but you're obviously closed, so... Azi că e foame, dar se vede că se-i închis. No, it's okay. Hey! Azi că nu. We got room for one more. Ok. Mai avem pentru încă unul, nu știu, boys, adică, bă, gândiți-vă dacă ați lucra la un, la un restaurant și ar trebui să pleci acasă. Acum vine unul, gata, toată lumea. Îți dai seama ce suspect. Schemă, dar hai să vedem. Nu știu de ce l-ar lăsa. Eu credeam că o să zic că nu, am închis și pleci. Știi ce zic? Bă, e o schemă. Whatever. Anyway, we got you. Besides, all black stomachs matter, right? What can I get you? I'll just do a burger. Cool? Un burger, da. I'm the king of cool and this is the queen of cool. Gonna let her do her thing and go do mine. Ok, trebuie să dea comanda la asta. Something like that. I hear the burgers here out of this world. Oh, yeah. Ok, aici a zis că s-au auzit de burgeri că sunt foarte buni. Deci ideea e că pui că de asta e cunoscut. Surprise, you only ordered one. Athlete. Oare să se dea la el, vezi? Asta se dea la el, zice că arată foarte bine cum a de-a comandat numai unul, că...
Nu faci sport, nimica? Și că studiază la colegiu, nu are timp de sport. Oh, it's like that guy on TV, the one that runs and grubs all over the ground. He's the big fellow with the spiky hair. Guy Fury. Yes. That's the one. Something like that. Asta vorbește, wow, băi, destul de treabă. Poate să zicem că poate filtrează cu el ca să cumpere mai multe produse. Da, e de treabă, nu să zicem că e puțin ciudată, dar nu. O limonadă. O limonadă și un bărbat care a comandat. Lui se par chestiile astea ciudate, vezi că se uită așa. Se uită ciudat. Îi faci un burger. Au pus muzică. Asta se uită la el. Asta se uită peste tot. Îi se pare că nu-i ceva neregulă. Nu-i ceva neregulă. Uite. I-a adus, se vede că se dă el. I-a adus o limonadă cu o cireașă. Încearcă să-l impresioneze. Can I ask you a question, Devin? Poți să spun o întrebare? Could I take your picture? Poți să-ți fac o poză, mamă, cred că... Hey boys, asta a fost și ciudată. Dar cum ar fi să fie poza asta să fie gen... Mamă, ia de. Sure. I s-a părut ciudat, am întrebat dacă poate să facă o poză. Dar chiar ciudat, ce ar putea să fie? Mamă, cu aparat. Ce e foarte fericită și entuziasmată. Ok, ciudat, e puțin ciudat, boys. E, da, gata, aici deja e pe vibe aia, tu crede că nu se va întâmpla nimic. Asta e arăs, uită la el. Asta uită la el, așa. La bucătarul cam, hopa, s-a închis în spate lumina. Vorbește cu cineva la telefon. Gata, burgerul. Duce burgerul. Burger's coming. Check your notifications or something. Da, asta e cam ciudată, băi, zbă, pleacă, se uită la cum... Mănâncă. Damn. Yep. Fuck, it's good. Mă, e bun rău de tot burgerul. Devin? Ce, Devin? Hai să o secundă, vorbesc cu cineva. Ah, babe. Mamă, deci vorbește cu iubita. Dar s-a enervat asta. Mama asta s-a enervat când mi-a zis că vorbește cu iubita, boys. Mamă, s-a dus. Hai să lasă-mă să te sun înapoi. Hai să vedem, asta s-a enervat rău de tot. Pleacă. Și pleacă de la muncă. Ia, hai să vedem ce face. Zice, e Rita? S-a oprit? Here you go, Devin. Mama, i-a lăsat nota, gen. PayPal, when you're done, okay? PayPal. I hope you have a great night. Bă, nu era, da. Dar... O plecat. Okay, a plecat, i-a lăsat nota și l-a lăsat cu ăsta. Nu înțeleg, boys, de ce s-a supărat asta, așa de mult. Oricum, asta mie e foarte antipatic de la început. Asta cred că o să-i facă ceva sau asta. Smoke break, you need anything? Ai nevoie de ceva? Se duce la o pauză de țigare? Can't say the same for everyone else, though. Oh, yeah, Rita. We're understaffed, if you couldn't tell. Is there anything else you need? Slice of pie, some soda, something stronger? Ceva mai puternic? Nu știu, asta se comportă ciudat. Da, din cap, da, deci la pare super ciudat. Nah, man. I give that to you, you're not gonna come back. Ma. Maybe I should go before it gets really late. Uite, vedeți asta place. Place. Hey, where's your bathroom? Îmi treabă unde e baia. Around the corner. Asta arată după colț. I-a dat cheile, bă, nu-i ceva ce faci mereu. Voi, ăsta i-a dat cheile de la baie, dar ce baie încuiată. Ok, se duce să-și fumeze țigara și acum asta se duce la baie. Și ea, de acum cred că se vor întâmpla niște chestii super nasoare. Hai să vedem care-i toată treaba. Să-și aprins țigara. Intră pe telefon. Zice că bă, lasă un de-asta, un review.
A zis că burgerii sunt super buni și angajații sunt ciudați. Da. Se simte ciudat. Muzica e la maxim. A intrat în bucătărie. A închis muzica. A oprit muzica. Se uită așa pe aici, nu știu ce. Cred că trebuie să se ducă la baie, nu să... Da, frățuiar, vezi pe mine duci la baie și pleci, știi ce zic? Dar chiar, el chiar putea să plece acum, dar... Da, îl mănâncă încă și se duce undeva. Ei, s-au dus toate șansele. Să zice în bucătărie. Ăsta își dă seama, cred că așa face cu toți. Intrat în bucătărie. Bă, las... Bă, vă vedeți alea gloanțe? Gen, găuri de gloanțe? Nu, mă, bă, alea... În spate. Bă, alea erau mațe, alea pe ăla să fie ceva. Poate... Mamă, bă, cum ar fi să fie burgerul din nom? Dar nu cred. Cum ar fi să fie burgerul din nom? S-ar putea... Mamă, cam mult sânge! Adică... Din nom e, nu? Cam mult sânge, Petru, adică înțeleg carne, dar... Bă... Nu, e burger direct din nom, fii atent. Deschide aia. Cred că e rețeta. Nu, 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 de altceva sos. Ce e acolo? Bă, la toți le-a făcut poze cum i-a făcut și lui. Păi bă, poate-i doar un album cu clienții. Da, și îi snige toate bucătăria, ce poate să fie nasul aici. Să vedem. Clienți. Deschis aici ceva. Prins becul. Frățelul meu, când observ că e ceva nașpa, fugi, nu, nu mai explorezi și mai mult. Jack the Explorer. Băi, mamă, astea de oameni, boys, what? Mamă, uite pe ăsta! Mai găsi drumul! De ce nu s-a fi dus acasă? La lupa nostru, boys, deci... Bă, ideea e că primele, dacă stăm așa să vedem, bă, primele 7 minute n-a fost nimic, numai aia s-au comportat ciudat, bă, dar în ultimele 2 minute, omul meu da, a murit. Deci, boys, o învățătură pe care trebuie să o, să o aflați, gen, pe care trebuie să o învățați din acest videoclip, este că curioși și mor primii, teoretic, adică bă, 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 bă